În urmă cu o săptămână, primarul Elena Lasconi anunța că de luni va începe montarea bolazilor și a jardinierelor pe bulevardul Pardon. Cu două zile întârziere, astăzi, muncitorii societății mușelene care s-au ocupat de proiectul de reabilitare au fixat primii bolazi. Aceștia au mici dimensiuni și impresia este aceea că un șofer neatent ar putea oricând să treacă peste ei. Tot astăzi a fost adusă și o parte din jardinierele de la trecerile de pietoni. În total trebuie să fie montate 32 de ghivece de o parte și de cealaltă a celor 8 treceri de pietoni.